Dacă băgatul banilor în buzunarul cui trebuie și împinsul cadourilor pe sumasă ar fi un sport, românii ar ieși campioni. Recunosc fără jenă că dau șpagă pentru diverse avantaje și chiar se mândresc cu asta în fața prietenilor. Este o dovadă că sunt descurcăreți. Procurorii, judecătorii și chirurgii par a fi cei mai scumpi. La vedere! Mersi și mie, 10 minute mă întorc. Da, doamne. Ia așa. Da, doamne, nu e nicio problemă, creștelor. Cât își mai dau când mă întorc? Da, vreți să mai mă cinstiți bine, nu o să rămână când avoate, nu să ne simțiți. Eu aici am găsit unica mea, eu nu dau bani pe alte prostii. Am înțeles, dar faci și tu ceva? Mulțumesc, Dumnezeu, fac. Mulțumesc, bani de mâncare mi scot. Da? Zilnic. Și dorile de mâncare la copii. Cinste, chetă, atenție, cadou. Îi spunem oricum mai puțin șpagă. Banii plasați în buzunarul cui trebuie, pentru un mic avantaj sau pentru un serviciu deosebit, nu mai sunt de mult un subiect tabu în țara noastră. Am făcut cinste, dar n-am dat șpagă. Pur și simplu am dat că am vrut eu, la liceu. M-a ajutat cineva. Ai dat cadou sau bani? Eram într-o situație disperată. Ați fost nevoit vreodată să dați șpagă pe undeva? Spital. La spital? Mult? Cât se cer. Sănătatea este de altfel domeniul în care românii dau cel mai des atenția angajaților. Am o cezariană mai mult de 400 euro în spital. Potrivit unui site dedicat corupției, șpaga medie plătită de români este de aproximativ 200 de euro. Unde credeți că se dă cea mai mare șpagă la noi în țară? Justiția, am impresia, dar doar speculez. Mita plătită procurorilor sau judecătorilor ajunge la 6-7 mii de euro. Și în primării, școli sau grădinițe, administrații financiare, șpaga este la ea acasă. Suntem foarte încântați să spunem că am dat șpagă ca să beneficiem de un anumit serviciu, asta însemnând odată că am știut cui, odată că am avut ce. Anul trecut, 800 de persoane au fost trimise în judecată de DNA pentru fapte de corupție.